de SUA în materie de cercetare, dezvoltare, dar nu putem să le spunem noi europenilor cât de tare pierdem în competiția internațională când noi suntem la coada clasamentului european. Sau când cheltuielile alocate de către România pentru cercetare, dezvoltare sunt sub un sfert din media europeană și mult mai mici decât cele din Bulgaria. Iată graficul. Sau când România se află pe ultimul loc în Uniunea Europeană la ponderea resursei umane angajate în știință și tehnologie. Iată-ne, cu roșu în stânga jos. Sau când România este cea mai modestă economie inovatoare din Uniunea Europeană și, țineți-vă bine, avem cea mai accentuată viteză de deteriorare a performanțelor inovatoare din Uniunea Europeană. Cum altfel credeți că putem să construim România europeană, pragmatică, competitivă și inovatoare, fără strategia Dunării și a Mării Negre-Suerd? Vă mulțumesc!